Atenție, acest program este interzis persoanelor sub 18 ani deoarece programul poate conține scene de violență psihică sau de limbaj. Genul programului: divertisment, vizionare plăcută. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau psihologului dumneavoastră și nu spuneți nimănui unde și ce ați urmărit. Salutare, dragilor, și bine m-am regăsit la un nou episod de podcast. După cum vedeți, avem un invitat special. Semi-special, da. Cât de cât special. Vă salut pe toți și mă bucur că sunteți aici. Am reușit cu Chiu, cu Vai, să-l invit și pe Ionuț după 5 ani. Mă uit pe video și semeni foarte tare cu mane. Eu? Da. Mi se pare că semeni cu mane, Voicu. Nu, nu ți-am mai spus? Nu, mi s-a zis că semăn cu Puiu Călinescu. Ah, și cu Puiu Călinescu, da, chiar, chiar, foarte bine cu Puiu Călinescu. Acum da. Faci legătura. Deci ai doi, da, ai doi cu care. Ceapă, da, nu uitați, înainte de a începe, nu uitați de butonul de like, pentru că ne ajută extraordinar de mult. Și pe la sfârșitul live-ului, cam așa, să știți că dacă o să aveți și voi întrebări, o să-l întrebăm pe unul din partea voastră, pufarine, căpușelor! Mă rog, trecând peste. Căpușelor ce sunte! Și o să-i dăm ușor bătaie la podcast să ne povestească Ionuț puțin despre cum a început toată nebunia lui și unde se află în momentul ăsta și dacă este mândru de ceea ce a realizat el până acum de la Ai Umor Încoace. Hai sus! Și o să încerc să-i dau 100% din atenția mea lui Ionuț. Mersi mult de tot, rații, să rămână. Așa că ușor îi să-i dăm bătaie. În caz că o să aveți ceva întrebări, o să vă le citesc. O să vă le citesc pe parcurs. Și tu, dacă o să ai întrebări pentru mine, să știi că o să spun și eu cu mare drag. Băi, am, da, da, chiar da. Am o sumedenie de întrebări. Adică pe lângă faptul că am auzit că suntem conjudețeni acum. Eu nu știam că ești din Mircăciuc. Adică eu am crezut pe tot parcursul că ești din Brașov. Dar tu ești din Gheorgheni, nu? Da, da, din Gheorgheni. Nu știu de ce, la un moment dat aveam impresia că mai ai avut și tu că ești din Brașov, eu aveam impresia că ești din Sfântul Gheorghe. Păi așa cred încă 90% din prietenii mei. Adică nu cred că e cineva care zice Gheorgheni în jurul meu. Dar încet, încet îi fac să înțeleagă diferența dintre astea două orașe. Adevărat. Gheorgheni și mine, Sfântul Gheorghe. Da, deci avem același sânge de ardelean. Da, de ardelean, no, ungur. Tu ai ceva... Ungur proști. ai ceva de ungur prost în tine? ai ceva sămânță? Am sămânță, cum să nu? Cum nu? Atunci am, e bine, am fost nevoit să învăț limba maternă. Deci știi să glăsuiești în... Știu să glăsuiesc și în maghiară, da. Asta e foarte bine. Colo de taia, cum e cei smău? Eu... Curnagioniu! Ți-a maghiarul. Dar da. Maghiară ai din astea? Adică atunci când porți o conversație în maghiară. Da, deci la mine titlurile se schimbă și... Fosfe! Dintr-o dată. Da, dar nu se întâmplă așa. La mine se leagă foarte mult de... Le zic Fosopo. Fosopo. Sau Neomoreic sau... genul. Deci mai într-un spectru din ăsta mai de lectură cum. Da. Hai sus, arată-mi pula. Băi. Bun. Aș vrea, da. Ionuț. Da. Așa cum ești tu intitulat Loții. Da, da, în recent. Serial. În serialul cu pricina. Vreau să-mi spui, să începem de la bun început, din punctul în care, cum te-ai gândit tu să te duci la Ai Umor? Care a fost ideea ta în a te duce pe partea asta a umorului și cum crezi că, pufarine, ești nebun. Și cum crezi că te-a ajutat și cum ți s-a schimbat viața? Apă de ziua. Păi înainte de Ai Umor, eu mai făcusem, mai avusesem niște roluri la Cârcotaș. Adică nu Ai Umor a fost începutul cum ar veni. Deci la Cronica Cârcotașilor. Da, de da. De prima. Da, și după aia am mers la Ai Umor, cumva prin prietenul meu Tănase, prin George Tănase. Pentru că el fusese într-un sezon anterior,
Am ajuns acolo și am început să mă împrietenesc cu producția, cu George, dacă îl știi, regizorul. Da. Și el mi-a zis, bă, hai și tu la umor, că e foarte mișto, știi cum râși. Hai și tu, că poate faci ceva foarte mișto, cine știe, poate vrei de lumea. Și zic, da, mă, ceapă, aș veni. Eu atunci eram la Crăcotaș și zic, aș veni. Și în vara următoare, după ce fusese George, am zis, hai să fac o încercare. Am scris alt număr, nu ăla pe care l-am dat. Aveam altceva. Ți-a zis George? Nu, îl făcusem eu. Era un număr cu Carla Dreams, trebuia să-l imit pe Carla Dreams. Și mă sunase George cu două zile înainte și a zis, bă, am văzut că ai postat pe net clipul ăla cu rugăciunile. Eu îl postase. Mi-a zis, nu vrei să-l faci pe ăla? Și a zis, bă, da, hai să-l facem pe ăla. Și aparent a fost alegerea potrivită. Adevărat, chiar a fost alegerea potrivită, să știi. Da, pentru da, că ai știut și cum să imiți. Și mai las, și când a venit vorba și de partea de... Ungur prost. De partea de... Și partea de ungur prost am făcut-o. Ne-am făcut pe toate. Pe partea aia ai imitat extraordinar de bine. Deci toată lumea era cu care ne ești la ceară. Mersi frumos. Și-ți-a scăsit numele al tău. Fie împărățiul tău. Ai zis seama după aia să mai scoți chestii, că eram... Parcă mi și părea rău. La că l-ai dat? Da. Eram, bă, dar de ce acum? De ce n-am făcut eu chestii mai proaste înainte ca să fie altul traseu, știi? Că așa a fost traseul, că am dat-o pe aia bună și după aia orice dădeam era, aia ok, da. Nu e asta. Ai avut momentele de genul? Am avut la început, dacă nu aveam experiență, dar bine, încă mai am momente în care o dau aiurea. Și era o corvoadă, nu o corvoadă, dar fusese niște, da, și curve au venit. Am dat și de curve pe parcurs. Dar nu eram pregătit pentru un asemenea impact. Nu te așteptai. Și probabil, nu știu câte experiență aveai tu înainte. Tu mai făcuse și înainte de ai umor lucrul ăsta? Am făcut un show de stand-up la Brașov, dar a fost primul. Da, asta zic. Și după aia nu te-o copleșit cumva? Și oferte și tot felul de... Au fost câteva, dar nu m-am mai dus. Da, pentru că neavând înainte... Ceapă. O experiență, îți dai seama că de multe ori n-ai cu ce să te duci. Eu eram solicitat la show-uri și ziceam, păi da, dar n-am altceva. Eu atât am pentru voi. Vreți asta? Dar oamenii ziceau, păi nu, fă rugăciunile. Le-ați văzut deja. Fă-le din nou. Pe ce, și ai făcut rugăciunile din nou? Nu, le-am făcut niciodată. Deși oamenii așteptau. Mă așteptam la un moment dat un patron de pub în Galați, cred că era, da. Și mă aștepta să-și zic, ai patul pe scenă? Și zic, păi da, n-am nevoie de pat, că fac stand-up. Și el mi-a zis, ok, riscă, da. Oamenii pentru pat au venit. Și până la urmă ne-am mai reverit. După aia mult te-ai apucat direct de stand-up? Sau ai încercat aria aia? Da, da, da. Dacă vrei poți să mănânci. Da, știu, o să iau. O să cust. După aia umor stand-up-ul. M-am apucat de stand-up cumva și de nevoie. Îmi și plăcea, dar și de nevoie. Dar cumva dragostea mea primă erau sketch-urile. Îmi plăceau foarte mult sketch-urile și ceapă. Zona asta de impersonation. Da. Dar da, am făcut stand-up, mi-a plăcut. Dar nu eram pregătit neapărat în primele luni, ani. E bună. Decenii. Mă eram tocmai pregătit. Cât timp a trecut de atunci? A trecut 5 ani. 5 ani. Da, în 2016 am fost. În 2016 octombrie, 16 octombrie ziua lui taică-mea, fix în ziua aia am fost difuzat. A fost unul dintre cele mai viralizate clipuri. Da, erau titluri de alea cu cel mai viral român. Era foarte amuzant că eram cel mai viral român, dar mâncam, cred că aveam pateu, zacuscă și... Astea erau resursele celui mai viral român atunci. Și mergeam invitat în emisiuni cu tot felul de artiști mari, știi? Și eram vai de cu haine din aia de la second, de la tot felul de... Nu, că încep să mă văd, știi? Mă văd. Da, e un traseu sinuos. Dar e frumos, e foarte frumos. Ai avut, exact. Ai avut experiențe în care... M-am simțit mai sărat. Da. Le ai și nu-ți dai seama de cât de mișto sunt de fapt. Adică hai sus. E o perioadă sus. Am venit. E o perioadă în care nu știu, nicio grijă. Nu te copleșește. Pur și simplu n-ai măcinări de astea. Cum a fost momentul în care ai ieșit prima oară în public după ce s-a difuzat?
Nu încercau să imite toți? A, ba da, încă încearcă, încă încearcă. Azi am dat de un, de un paznic care m-a luat și... Mă, domnul rus. Și îi zice altui paznic. Știi? Și eu zice nu. De la grupul vouă, mă. E Mircea Rusu de la grupul vouă. Cum dracu nu știi? Cumva, cumva întotdeauna am avut senzația că mă scald. Niciodată n-am fost o vedeță să-mi știe numele corect toți. Dar nici chiar să nu știe nimic din el. Știi? Am fost acolo un... Trei litere știau din numele meu. Erau... Apă. Ion... Ori Mircea Bravo, mi se zicea... Te-a confundat cu Mircea Bravo? De foarte multe ori, da. De foarte multe ori. Cum, te ești în București, în Cluj? Nu contează, nu contează. E, îmi zic de mult, mă, alea cu bunica mă omoară. Păi, da. Arată. Aoleu. A fost să semn la un moment dat o întâmplare. Te salută, Coco. Salut, Coco. Te salutăm, te pupăm. A fost să semn la o întâmplare cu o fată care era combinată cu altcineva. O fată momentul. Care era combinată cu altcineva. Era combinată cu altcineva. Hai, și... Ăsta era Panciu. Da, nu, și cumva, sper să știi. Ea nu mă știa. Mi se pare foarte... Să știi că și eu aveam din asta. Adică am, să nu să nu e nimic personal din ceea ce din prostele care mi se spun gura. Mi se pare foarte interesant să deviem un pic. Ceapă. Eu aveam când eram mic multe ticuri. Și chiar îmi spuneau și ai mei, bă, te fac special. Aveam la un moment dat, dădeam din mână, da, mereu. Aveam chestia asta. Dădeam în continuu și loveam pe oameni în jur și dădeam din număr de multe ori. Mi-ai declanșat. Și după aia din număr și apoi din ochi, dar nu le... Nu le zic, nu le zic. Că ăsta mi l-ai declanșat deja. Da, e perfect. Sunt gay. Da, e... Nu sunt gay. Nu, okay. Nu. No. E ok. Nu, no, nu suntem gay. Deși nu e nimic greșit. Nu e nimic greșit, corect. Nu e nimic greșit. Da, unde eram? Eram la povestea aia, într-adevăr. Și ea nu știa cine sunt. Fata respectivă. Și am plecat din club cu ea acasă. Una din puținele dăți când mi-a reușit asta. Poate chiar singură. Zi! Zi ce vrei să zici. Și când a plecat, mi-a zis așa că îmi plac foarte mult clipurile tale cu Mircea, cu bunica. Și o sunase iubitul ei, care părea interlop după voce. Că ea și zice, ce faci, pe unde ești, iar cu care ești? Și când am auzit vocea, i-am zis că sunt Mircea Bravo, ca să nu, în caz că ăla, știi, ar fi zis, ia cu cine ai fost, să zică cu Mircea Bravo, să nu știe că sunt eu. Eventual să meargă peste Mircea, nu peste mine. Ce-i făceai la om? Hmm? Ce-i făceai la om? Da, îți dai seama, nu. Da, atât, în rest, n-am mai avut eu aventuri de genul ăsta. Îți place să ai aventuri? Da, aventurile nu mă plac pe mine. Întotdeauna am zis că eu nu sunt genul de bărbat cu care să ai o aventură. Adică de regulă știi că e o tipologie de bărbat cu care ai o aventură. Da. De regulă eu am aventuri de 3-4 ani, știi? Adică am înțeles. Eu ca să gen, zic, mamă, ce aventură aș avea cu tipa asta, trebuie să intru într-o relație cu ea 10 ani și am aventură și gata. Se aseamănă cu mine. Se aseamănă cu mine. Sunt bărbați pentru aventură și bărbați pentru... Neaventură. Pentru o aventură foarte lungă. Da. De durată. De 5 ani, 6 ani sau o viață. Că toți bărbații care sunt într-o relație, mi se pare că o aventură, a început ca o aventură. Ei asta au vrut, de fapt. S-a prelungit aventura foarte mult. E o aventură dusă la extrem. Bine, și această filozofie e dusă la extrem. Mă iertați, oameni care iubiți cu adevărat. Dar la început, ați vrut doar... Futai! Așa este? Și v-ați spăvărât cu un futai mai lung. Să-l dar futai! Pufărin. Da, trece mai departe. Da, povestește-mi puțin despre cum a fost copilăria ta. Ai avut copilărie așa nașpa sau ai avut copilărie bună? Am avut o copilărie plictisitoare. De ce? Foarte plictisitoare. Băi, eu nu-ți. Adică n-am nici măcar o poveste. Mi-ar plăcea să am ori o poveste, am fost foarte bogat, ori o poveste am fost, nu știu... Mi-a fost greu. Știi că povestea asta când ești super sărac în copilărie și mănânci din tomberoane prinde. Dar eu n-am. La mine a fost o copilărie în care stăteam cu minte și mâncam. Și efectiv unde mă puneau ai mei acolo stăteam. Nu eram nici năzdrăvan. Nu eram nimic, efectiv. Eu practic doar am trecut prin ea ca să treacă, știi? Ah, deci... Da, n-a fost nimic special. Doar cred că cel mai nebun moment din copilăria mea... Pufarine. Talpă, când... talpă, op, op, talpă, cimpeu. Dă-i talpă și cimpeu. Lumi, cel mai nebun moment din copilăria mea
A fost când am făcut pe mine timp de 4 etaje. Asta a fost atât. Ce-ai făcut? Am făcut pe mine 4 etaje. Deci am... Nu știu cum am reușit, nu știu de unde ești tot surplusul ăla, dar eu 4 etaje de jos, de la parter, până la etajul 4, la 4 stăteam. Eu efectiv am lăsat, am marcat teritoriul până în fața ușii și a descoperit o vecină. A descoperit o vecină și a venit la maică-mea acasă și a întrebat-o dacă... Opa. Dacă eu am fost și mi-a plăcut maica mea că mi-a ținut partea și era, Doamne, nu, copilul meu nu face așa ceva. Dar era urma, da, erai... era urma până la ușă. Da, stătea așa, nu se poate, el nu face. Cum și-a pornit maica mea cu... Seara? Nu știu. Dar aveam vreo 6 ani, adică ieșise mult, ieșise și... încun eu, practic. Greutatea mea. Și pornise maica mea în căutarea făptașului cu vecinul. Deși eu i-am zis, maica mea, că eu am fost. Da, a ținut cu tine până la urmă. A ținut cu mine, deci, și au... Vezi, mama te cea mai bună. O zi întreagă au căutat făptașul, ea știind cine e făptașul de fapt. Aia e faza. Nu, că sunt... mi-am pus din astea. Apă. Mi-am pus silicoane. Mi-am făcut implanturi. Da, țâțe. Am zis să zic și eu acasă. Nu se ia. Nu se ia. Din fericire nu se ia. Că îți dai seama cum ar fi o țară plină de turet? Ah. Mai sinceră. Și mai fericită, cred. Da, mult mai sinceră. Da, wow. Dar cum e? Dar stai așa că nu doar sinceră, pentru că eu dacă zic arată în pula, nu înseamnă că e adevărat. Corect, dar cumva gândești ceva ori pentru amuzament, ori așa, și spui, hop, practic. Nu, știi cum e la mine? Tot ce e subconștient, iese direct pe gură. Nu mai trece prin conștient, știi? Iese gen... Mamă, ce interesant. Nu am filtrul ăla de conștientizare. Abia după ce se... Păi și când fute, îți dai seama, când rău începe? Uite, vezi, acum mi-am dat seama că am zis fute rău. Da, da, da. Dar e pe adevărat. Adică asta trebuie să facem noi în viață. Fute rău. Dar când începe? Adică sunt curios. Te iau eu la întrebări la podcast. Nu, nu, e conversație liberă. Vrei să... Când începe? O să iau, stai niște. O să iau și eu una, să știi. Sunt curios când conștientizezi asta sau nu știu. Abia după ce încep să am ticul respectiv. Mm-hmm. Apă de izvor. Opa! Abia atunci îmi dau seama despre ce e vorba. Dacă e ceva nașpa, gen încerc să mă abțin cât de mult pot de la arată în pula, pentru că am văzut două și nu e plăcut. Da, da, da. Și atunci schimb una. Văzut-o. Începe să... Dar bine, ai văzut doar două? Adică eu am văzut multe pe video. Da, eu nu. Adică nu urmărești genul ăsta de producții? Nu urmăresc, că dacă urmăresc asemenea producții, e posibil să îmi iau niște ticuri... mai dubioase. Da, oricum turetul este deja dubios din punctul ăsta de vedere, așa că te-am mai și la producție pornografică. Mie mi se pare că dacă mi-ai zice ce să nu, cu mare holograf să nu-mi iei niciodată dragostea, cred că mulți bărbați ar răspunde să nu, ce să nu-ți ia niciodată cineva, cred că filmele astea ar fi în top 3, top la 2. La tine? Top 1, la toți. Multă labă. Multă labă, da. Cartel s-ar duce în IP. Multă labă. Da, da, da. Deci am văzut la viața mea. E bine. Multe. Bine, eu nu multe, deci eu mă limitez la două. La două, da. Nu vreau să mai văd în realitate și nicăieri. Da, e ok. Se zice că trebuie să vezi mai mult de una. Se zice trebuie să te călești sau? Da, da, trebuie să cunoști lumea în care trăiești. Da. Bine, de atins nu trebuie, dar dacă e nevoie, până la urmă și atingi, știi? Arată-mi pula. Da, da. Uite, ar fi a treia. Cum? Nu, 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 nu. Zic pas, zic pas. Să ai grijă cui zici asta. Se pare că dacă dai de Titus Steel, Titus Steel e, cred că, cel mai cunoscut în român. Titus Steel? Cred. Titus Steel? Da, Steel cred că e poreclă, nu bănuiesc că nu-l cheamă așa, dar cred că e poreclă de la faptul că e din oțel. Când, am înțeles. Hai că se aseamnă cu oțelul. Nu. Bun. Așa, copilărie plictisitoare, ca asta, aici numai copilărie boring până târziu. Nu eram nici foarte social, nici antisocial. Adică exact acolo, la mijloc. Uneori eram popular, o zi eram popular. Populă! Da, populă. Eram și popul. Pe ce ești tu, populă? Da, eram și popul. Vezi că unele cuvinte pe care le zici îmi declanșează ticul. Deci în caz că e... A, tu le deci, asimilezi. Uite, ca să înțelegi, zic de pe acum direct, ceea ce văd, ceea ce aud, ceea ce citesc și ceea ce, dacă mi-au, e posibil să-mi iau trigger din chat, știi? Pentru că e majoritatea oamenilor, eu când intru pe un live, de exemplu, pe TikTok sau pe pizda mamilor, opa!
Sau e fain, e mișto că ai transpus asta în comedie, mi se pare pe chat. Dacă văd un trigger, atunci îl fac. Da, e declanșator. Așa că în caz că o să se pupe ceva cu ceea ce zici tu, să nu e nimic personal, să te rog, Ionuțe. Frate, n-am nicio treabă, stai liniștit. Așa. Bun, vreau să te întreb, te consideri introvertit? Da, da, foarte. Ești o persoană mai timidă? Extrem. Extrem de timidă? Extrem de timidă, da. Hai sus! Cumva și ce fac, cred că o fac să maschez timiditatea. Adică de mic am fost. Mie mi-e rușine și acum să mă duc în anumite locuri și la instituții publice mi-e rușine să mă duc să fac chestii. Pe pista de la Imola. Pe pista de la Imola. Mi-a dat trigger. Da. Mi-e rușine să fac o grămadă de lucruri. Cum cred de nu că... ți-a fost rușine să faci ultimul episod din... Băi, nu știu acolo că a fost montat. Și cum de... Aia, n-ai avut cum? Obraz la ultimul episod. Măi, da, mă rușinează o grămadă de chestii. Chiar o groază. Și vreau să scap de asta. Chiar... Dar te gândi că poate te caracterizează așa cum ești tu și că așa ești cum ești tu e cel mai bine? Da, ești asta mai timid? Învăț să accept la mine. Adică exact. Învăț să pufarine. Trăiesc cu asta. Deși am încercat și terapie să văd să... Că la un moment dat îmi dorisem să mă schimb. Hopa. Să fiu mai tupeist. Să te schimbi mai... pentru tine sau pentru alții? Din păcate pentru alții. Da, chiar a fost o vorbă. Ai de pula mea. Pentru tine sau... Ai de pula. Pentru alții, din păcate. Și mi-am dat seama că nu merită, dar nu e cazul să fac asta. Trebuie să mă accept pe mine. Dar am fost la o filmare adineauri și am niște poșghițe. Ce vârstă ai? 29 de ani. Ce zodie ești? Mersi, la fel, Taur. Ha? A 11-a zodie din zodiac. Trebuie să facem să zic eu toate zodiile și să avem câte o din asta. Rac, te duce în spate. La geme, între te multiplici. Adică nu pot, nu pot. Deci, am înțeles. Deci, da, dar tu crezi în zodiac? Bă, și unele lucruri se pupă. Știi că foarte multe, eu nu credeam. Nici eu. Unele lucruri chiar se pupă, adică, bine, cred că i-ai axat foarte mult pe populația generală, diferite zodii, cum se comportă și așa mai. Dar tu ce zodie ești? Eu? Da. Sunt balanță. E o zodie mișto. Știi cum e balanță? Mi se pare că sunt mai cumpătate. Adică, nu știu, mai mult înainte să fac gândesc ceva. Mai mult? Da. Nu, nu crezi? Nu. Mi-așa mi se pare. În cazul meu nu. Că iau un calcul mai multe variabile. Iau un calcul mai multe variabile, dar tot pe aia proastă o aleg. Păi n-am zis dacă o aleg pe aia bună, am zis că doar se gândesc înainte. Da. Acum, na, decizia îi aparține fiecare. Hai să te fuți. Da, da. Funny. Hai la tata. Hai la tata. Uite, am trigger de pe chat. Vărsător? Ce mai zice? Zice lumea de zodii, nu? Da. Da, la zodii, ideea e că eu am un clasament de zodii bune și nu mă aflu printre ele. Mi se pare că Taurul e a 11-a. Eu cam acolo mă văd. Mm-hmm. Ca 11-a zodie, da, nu-i cea mai proastă. Da, în top. Din 12 ia 11. Nu-i cea mai proastă, dar e rău. Nu e rău, bro, de ce să fie rău? Ia așa o zodie. Pentru tine? Crezi? Nu prea auzi oameni, nu știu, n-auzi președinți, tauri, n-auzi, știi? E că de regulă președinții și ăștia sunt vărsători. Homalei. Da, și homalei, bineînțeles, da, sunt numai... Da, de regulă sunt vărsători, lei, din astea, zodii mari, știi? Că leul e o zodie impunătoare. Alfa. Scorpioni, săgetători, ăștia care transmit ceva, știi? Taurii, cumva, nu... Nu, dar poți mă bați dacă vrei, nu este adică eu orice. Nu mi-am luat niciodată trigger la zodii. Ăsta e racul. Că da. Da, frate. Îmi pare rău, Ionuțe. Asta e cu zodiile. N-am vrut să treci prin asemenea experiență, dar stai, frate, ți-ai asumat până la urmă să... Chiar voiam mult să te cunosc pe bune. Adică de îmi pare...
Cum? De când? Da, chiar mă vorbim de 5 luni, cred, despre podcastul ăsta. Dar uite, te-am înțeles, adică, adică nu era o chestie că, vezi, doamne, n-ai putut să vii. Asta e, dacă n-ai putut să vii, n-ai putut să vii până la urmă, știi? Nu, n-am reușit să găsesc. Mie nu-mi place foarte mult să insist. Bine, uite, am reușit să-l chem pe Mane. Mișto tare omul când mă... Când, nu știu, mă lucesc, la sfârșitul podcast, după ce a terminat podcastul cu el, ne-am sărit în mașină și am zis că hai să mergem până la Naia Nicolae, era la un local, și am avut primul atac de panică cu Mane Voicu. O stat cu mine. Am avut multe cu el. S-a dus, mi-a cumpărat un cola, o stat cu mine vreo jumătate de oră, degeaba, în frig. De la ce te-a mașină? De... Sau de la ce te-ai speriat? Nu știu, am atacul de panică așa, din senin. A, apar așa, de nicăieri. Da. Aoleu. Mai ales dacă sunt stresat sau știu eu ce probleme diferite am în ziua respectivă sau... Da, dar nu e problemă. Da, e greuț, dar uite, cumva ai și menirea asta acum. Tu ai avut situații în care ai întâmpinat foarte multe dificultăți în viață, da? Nu neapărat din momentul în care ai început să practici meseria pe care o ai acum. Așa. Dar în general în viață. Cum? Îți faci laba? Cum, da. Știu. Cum rar. Cum treci peste situații? Peste situațiile. Doar mie. Aoleu, ferească Dumnezeu. Da, da, ferească, dar știu, Dumnezeu nu acceptă, dar nu putem trăi fără. Așa. Cum revin, iartă-mă. Cum treci peste situațiile dificile? Băi, e foarte simplu, nu trec. În momentul, toată lumea se chinuie să treacă peste ele. Uneori trebuie să te mai relaxezi. La modul, e o situație dificilă. Stai în ea. Până, lasă-o să treacă ea. Că pe măsură ce încerci mai mult să le depășești, pe atât de grele mai devin. Deci cumva se îngreunează mai mult cu cât te focusezi mai mult pe ele. Da, da. În momentul în care ești relaxat și nu le iei atât de tare în serios, trec de la sine. Nu trebuie să depui tu, nu trebuie să duci o luptă cu ele neapărat. Adică trebuie să-ți faci treaba în continuare, să te focusezi pe ce ai de făcut și o să treacă de la sine. Cum ziceau chiar stoicii că aveau asta. Băi, până la urmă așa e viața, să fie, are suferințe, are... trebuie să le privești ca atare. Păi până la urmă toți avem câte ceva. Și totul e efemer și... Ne așteptăm, asta ziceau ei, că ne așteptăm moartea. Noi asta facem în viața asta. Ne așteptăm moartea și trecerea în altă, într-o altă dimensiune. Tu crezi în alte dimensiuni? În ce crezi tu? Satană! De ce? Pentru că mi-am adus aminte de carte. Da, nu cred în satană în cască. Băi, cred în bunătate. Nu știu dacă să cred în alte dimensiuni, în alte, nu știu, în viața de apoi, dar cred în bunătate. Da, foarte asta bun. E un lucru destul de bun, știi? Timp cât cultivăm. Citisem undeva că... Zău! În Grecia Antică, nu, că asta, în Grecia Antică se preda bunătatea în anumite școli. Adică era materie bunătate. Ceea ce în ziua de azi, din păcate, nu că nu se practică, nu că nu se predă, nici nu se practică. Și în asta aș crede eu. Și în teoria simulării. Te-ai gândit vreodată la asta? Ferea să-ți spun. Am intrat odată în tripul ăsta. Vai, și eu am făcut greșeala. Am intrat odată și eram că, bă, dar dacă e chiar așa și dacă eu de fapt dorm acum undeva. Da, dacă mă controlează, că era aia cu, ne controlează pe noi niște jucători din spațiu și practic... Reptilieni, bă. Când vor ei, te omoară. Da. Nu știi. Dar nu știi când. Nu știi când te omoară. Și de asta zicea cine, zicea vreun din ăsta, un adept, că bă, ca să nu te omoare ăsta care te controlează... Îi faci o muie. Băi, la asta nu s-au gândit, da. Mai acum nici nu mai poți ce varianta mea, că e prea bună asta. Asta în caz că la ei există conceptul ăsta, că s-ar putea ca ei să nu practice sportul ăsta. Da. Nu, el zicea să ai o viață cât mai interesantă, cât mai distractivă. Ca să nu te
să nu te ia de pe pământ. Să nu te complaci. Sau îi faci, mă rog, da, cum care cum. Te-ai inspirat în numărul 2 de la Emor? Te-ai inspirat de la Mungur Mihaescu? Probabil inconștient, dar nu, nu m-am gândit, sincer. Probabil inconștient îmi rămăseseră niște lucruri din, din vacanța mare. Și sunt de acord că existau și ungurul fusese făcut înainte. Dar am încercat să-l fac altfel. Sau cel puțin, nu am încercat, dar mi se pare că felul meu e diferit față de al lui Mugur. Ceea ce aduce diversitate. Deci ai fost cumva inspirat din mai multe locuri. Evident, adică de-a lungul... Inspiră, expiră. Da, m-am inspirat și expirat. De la Divertis, adică eu mă uitam când eram mic la multe show-uri. Divertis, Vacanța Mare, eu n-aveam biful ăsta. Știi că majoritatea lumii erai fan Divertis, ori Vacanța Mare, și altfel te băteai și era... Zici că erau suporteri lui Steaua și Dinamo. Și eu mă uitam la amândouă, eram suporteri din amândouă. Îmi plăceau lucruri și de la Vacanța Mare și de la Divertis. Îmi plăcea Giuri Pascu foarte mult de la Divertis. El era idolul meu, Giuri Pascu. Asta ziceam mereu la școală când mă întrebau... Știi că profesorii întrebau cine e modelul tău în viață? Da. Și toți ziceau mama, tata și eu am zis Giuri Pascu. În clasa întâia, eu am Giuri Pascu. Păi și mama și tata, s-o ok și ei. Dar Giuri Pascu este spectaculos. Deci încă în momentul de față mai este, nu? Da, da, da. E bine, nu mai este că s-a prăpădit săracul. Dar zic, mă refeream la modul lui, știi? Da, 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 da. Adică a fost un actor foarte mișto. Ce te-a inspirat să dai drumul la proiectul Dumnezeu vs. Satana? De unde a pornit toată nebunia? Băi, efectiv, de o inspirație divină. El urma să fie făcut ca sketch. Eu am vrut doar un sketch să fac cu Dumnezeu vs. Satana și mă gândisem la el înainte cu 3 ani să-l facem. Adică eu l-aveam acolo scris pe foaie și ce-o fi. Dacă la un moment dat o să prind buget, o să-l facem. Și apoi, făcând primul episod, am văzut că prinde și am zis, băi, hai să mai facem mai multe. Adică l-am pus nu ca episod, am pus Dumnezeu vs. Satana, nu știu ce. Și am zis că merge, bun, hai să mai facem episod. Am înțeles. Și cartea? Cartea a fost ideea lui Andrei. Adică... Ciobanu? Da, mă sunase într-o zi și mi-a zis, dacă tot eu scriu, ce ar fi să facem o carte din veniturile căreia să facem sezonul ăsta și alte sezoane. Pe bine, hai! Că eu mă și pricep la scris, că sunt, îți dai seama, foarte bun. Zic, hai, eu scriu împreună, dar eu cu abilitățile mele de scriitor. Și am lucrat împreună la ea, dar el a ambalat-o frumos. Ca să pară carte. Știu că el a mai scris asta cu... Cu Ramona și cu Andrei. Da. Sugea Ramona. Vrei să sugi? Sugea Ramona. Fă! Fă! Care a fost cel mai... greu personaj pe care ar trebui să-l imiți și la care ar trebui ai avut gen o frică că poate nu ți iese. Budeanu. Uite, da, da, Gușa, da. Ca Irina Login. Știi când stătea. Așa. Budeanu. Budeanu și Denis Rifai. De regulă astea feminine sunt foarte grele. Areți foarte bine în Denis Rifai. Adică. Da, da, da. Nu mai eu știu în duș cât am... Că de regulă intram în duș și încercam să-mi intru în mood-ul ăla. Dar la Budeanu a durat mai mult. La Budeanu a durat o lună și ceva. Să mă uit constant. Mă uitam la clipuri când veneam acasă de la radio și la un moment dat i-am prins. Și am zis, bă, asta e, hai să facem. Ceea ce faci tu acum, încă mai există pasiunea pe care ai avut-o la bun început? Pe parcurs mai sunt perioade. S-o dus pe pulă. Ah. Da. Nu, se duce pe pulișoară. Nu, am înțeles. Pe parcurs mai ai momente în care nu te plictisești tu, dar devine rutină. Și vrei să mai condimentezi cu ceva, dar de fiecare dată găsirea unui personaj nou îți oferă scânteia aia. Când găsești un personaj nou, te simți exact ca la început. Adică am o satisfacție extraordinară când îmi iese un personaj nou. Da. Sunt, Doamne, abia aștept să chem echipa să filmăm. Sunt mega nerăbdător. Și mereu sunt nemulțumit după primul clip. Sunt nu-i cum vreau. Mai dăm o dată. Mai dăm, dar nu, și după ce-l postez sunt cumva, mai, și descoper care-s problemele și unde mai poți să lucrezi. Da, să știi că avem tendința să facem treaba asta. Da, da, da. Așa sunt și eu. Păi asta... Îmi place ideea, de exemplu, scuze că te-am întrerupt. Zi, liniște. Zău? mi-am uitat ideea. Nu, în momentul că nu ești mulțumit de... Da.
ideea în sine pe care vreau să o fac sau sketch-ul respectiv, e fain. Îl am la minte. Uite, eu nu pot să scriu scenariul, de exemplu. Am în cap, dar nu pot să-l scriu. Da, dar bănuiesc că îți merg gândurile super repede, nu? Da, de improvizat pe loc pot să-l improvizez, nicio problemă. Că am făcut și un sketch la dentist, de exemplu. Eu o să fiu medicul dentist. Uh-huh. Ai ieșit nebunia nebuniei, de exemplu. Dar, uite, ăla încă-mi place. Sau ăla pe care l-am făcut cu Toni Ionescu. Ăla era așa cu, mai fiind primul. Păi nu, primele, niciodată nu trebuie să ai niște ultra așteptări. Te pleznesc. Pop! Iartă-mă. Da, deci cam așa e. Deci tu îți găsești cumva... umpli golul ăla pe care îl ai, da? Cu ceva nou tot timpul. Da, da, da. Cu inovație. Cu inovație. Că dacă rămâi în ciorba aia, la un moment dat, după 2-3 ani, abar n-am, intervine monotonia, intervine nu doar la tine, și la public. Da. Ai avut momente în care te-ai gândit că nu este bine ceea ce faci sau este prea puțin? Da, da, da. Puneai presiune pe tine să faci și nu făceai nimic, e greșit. Da. Și sindromul impostorului l-am avut de multe ori. Adică? E... Nu. Nu, ci că e o treabă cu care se confruntă mai mulți oameni din zona asta, cum că n-au ce căuta aici. Nu știu dacă ți s-a întâmplat. Ah, da, da, da. E da, sindrom. Da. Și uneori ți se activează după niște comentarii. Exact. Sau, da. Exact. Dar oare n-are dreptate ăsta când zice că sunt praf și varză și ar trebui ca maică-mea să mă fie avortat? Zic că sunt din aia care îți pun chestia asta pe comentarii. Știu. Și sunt... Bă! Da. Dar știi că și le iei înseamnă doar pe alea. Da, dar noi avem tendința să vedem comentariile plăcute, da, dar, nu dar le, sunt le... două, trei care să te atacă da. Personal și le iei mult mai... Da, le ții minte, îi ții minte numele lui. Practic da. Te împrietenești mai tare cu ăla, e, bă, trebuie să ne apropiem noi, ăștia care au zis de bine. Și uneori să știi că oamenii îți dau un coment negativ doar ca să atragă atenția. Și după aia îi răspund și zice, a, nu, frate, glumeam, ca să mă vezi. Păi așa am avut o fază în care mi-a scris un comentariu pe TikTok ceva de, opa, de perfecătorie și i-am scris ceva și i-am zis că știam că o să-mi răspunzi. Așa mi-a spus. Vezi? Deci, înțeleg, de aia nu mai dau atenție. Eu, de exemplu, nu mai dau atenție la comentariile hate sau comentariile care au legătură cu pizde. Cu pizde, da, corect. Pa, pa. Asta comentariile în legătură cu pi. Ce? E o brățară cu Kiss FM. Deci aici e septembrie 2021 și sunt Kiss FM numărul 1. Băi, eu sunt și loial. Și acum că am apărut în podcast cu ea, eu încasez. Nu este peste tot, merge cu brățara și de regulă așa stau cu ea. Dar acum am zis să fie mai discretă. Cum ai ajuns în postura de a fi moderator, moderator la Kiss FM? Prin Andrei. Loții. Na, loții. Prin Andrei. Urma să plece Sergiu și noi eram prieteni, adică ne împrietenisem dinainte la niște petreceri și m-a întrebat, bă, nu vrei să faci... Inițial m-a întrebat de altă emisiune, nu de matinal. Și zic, bă, da, șomer, da, merge, dă-i seama. Și mă dusesem să mă pregătesc pentru altă emisiune, vreo lună, și apoi mi-a zis, bun, matinal. Eu ziceam că a fost super, păi nu pot să fac așa ceva. Păi, mă, pot, și matinal, te ascultă 2 milioane de oameni zilnic, ce e așa de... Păi, tocmai, e cam mulți. Și la început a fost destul de greu, nu prea vorbeam neîntrebat. Eram efectiv, eram exact ca în copilărie, stăteam. Și era Andrei, mă mai întreba una alta, da, nu? Mm-hmm. Da, Andrei. Păi zi ceva că te-am angajat să... Aveai vreun script pe care să-l citești sau pe care să-l urmărești? Aveam așa niște direcții. Aveam niște direcții, dar în principiu trebuia să aduc de la mine ceva. Că omul la radio nu vrea să vadă ceva automat. Da. Că atunci îi pune un soft să citească ceva. Pui Alexa. Sau ce... Pui ăsta, dragi piesă, să citească. E radio. Trebuie să fii personal. Da, și asta a fost povestea. M-a adus la radio, încet, încet am învățat cum se face treaba asta, nu pot zic că sunt profesionist. Nu, dar te aud, merge bine, adică nu e rău. Da, 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 încet, încet, da, învăț pe parcurs, mă mai uit la alți moderatori și din afară și din țară și încerc să preiau. Știu că au fost perioade în care ați preluat câteva apeluri și tu vorbeai cu, deci erai din Istrify și vorbeai cu... cu ascultătorul, da. Da. Foarte grele, adică astea mi se preau cele mai grele. De ce? Pentru că trebuie să improvizezi, dar nu să improvizezi cu un improvizator. Trebuie să improvizezi cu o persoană care nu face asta. Da. Și trebuie să te aștepți și la răspunsuri de genul da, nu.
Așa, acolo, te acolo, cam blochează, știi? Exact, te cam blochează. Adică eu îl întreb ceva, nu știu, este adevărat că nu știu ce, că dumneavoastră sunteți autorul copiilor lui Borcea, de fapt, și nu e Borcea, și el ce? Nu. Și acolo te-a blocat. Ok, păi atunci ai de să... E foarte dificil. Apa. Îmi storceam creierii și chiar de atunci începusem să caut cărți de improvizație, să văd, băi, cum ar trebui să fac, cum trebuie să gestionez astfel de situații. Momentul în care te blochezi. Da. Și nu le-am găsit. Da. Ironia sorții. Ironia sorții. Hai sus. Să știți, oameni, mă, că dacă aveți întrebări, puteți să întrebați pe Ionuț Rifai. What the fuck? Mă, cred că cine se însoară cu ea așa o să-l cheme. Ionuț Rifai. Rifai o să-l cheme. Nu cred că merge invers. Nu cred că prea aia numele. Deci dacă aveți întrebări, puteți să puneți orice fel de întrebare și mă gândesc că vă răspunde cu drag. Da. Iar cei care sunteți aici, nu uitați să apăsați pe butonul de like să ne ajungă până mâine dimineață. Și share că e Riciu slab în momentul ăsta, oameni. Da, știu că... Numai noi știm. Și este slab. Dar până acum ne mulțumim cu ceea ce avem, știi? Da, până la urmă avem și TikTok-ul la dispoziție. Mai avem căpușă... Da, căpușă, rădașcă, cărăbuș și toate ce... Ai vrea să știu într-un film? Da, da. Porno! Bă, nu știu dacă m-aș potrivi acolo, dar aș vrea și într-un din ăla. Loții s-ar fute. Pare o descriere de teatru radiofonic. Loții s-ar fute. Aș vrea să joc, dar chiar am făcut-o. Am făcut-o în vara asta. Ai făcut? Bă, să știi că mi-ai ieșit și asta. Aș vrea amândouă și să joc într-un film și să... Dar asta cu... Mi-a ieșit. Cu filmul. Revenim la film. Am jucat vara asta într-un film, adică am avut șansa și mă bucur foarte tare. Am jucat în filmul nou al lui Matei. Matei Micuțu și Alex Coteț. Matei Bromania. Da. Și a fost foarte mișto, o experiență foarte mișto. Chiar am învățat o grămadă de chestii. O grămadă. Cum e să te... Cum credeai vreodată că o să ajungi până aici? Băi, când eram mic, nu. N-am crezut niciodată. Care a fost visul tău când eram mic? Să fiu polițist. Gata. Da. Era... Nu mă vedeam mai departe. Adică am vrut să fiu polițist, un polițist bun. Un din ăla de serial. Adică nu aveam un polițist așa. Nu, un polițist care descoperă cazuri, știi? Aoleu, cercetaș. Care o găsește pe Elodia, genul ăla de polițist. Am înțeles. Le zice alora. Și după aia pe parcurs am vrut să devin actor pe la vreo 14 ani, când am descoperit asta cu imitatul. Și apoi am renunțat iar, polițist din nou și după aia din nou actor. Am vrut actor la 18 ani. Hai sus. Am făcut o facultate în afară și... Da, am rămas mereu cu visul ăsta. Împlântat în creier. Și cumva, nu știu dacă am știut că ajung, dar mi-am setat că trebuie. Și dacă nu ai avea oportunitatea să faci actorie, ce-ai face? Ce aș face din ce mă pricep sau ce aș face așa, orice, ce aș alege? Dacă nu ai mai putea să faci actorie. Măi, îmi place mult medicina. Super interesant. Eu de multe ori mi-am alegeam meserii. Nu-ți medic. Îmi alegeam meserii după seriale. Știi? Ce vreau să... Dr. House. Bun, medic. Vedeam Prison Break. Bun, deținut vreau să fiu. Vreau să fiu pușcăriaș. Breaking Bad. Droguri, frate, ce dracu. Cocaine. Da, chiar de la House mi-a intrat asta în sânge. Cu medicul? Da, cu medicină. Chiar mi-am planificat pe mai multe vieți. A fost un serial destul de fain. Extraordinar. Și medic, da. Da. Adică mi-am făcut exact pe a doua viață, ce am vrea pe a treia viață. Deci pe a doua viață mi-am pus medic, în a treia cântăreț. Îmi sper că cântăreț e cel mai mare succes. Cu adevărat, la orice. Știi când transmiți emoția aia. După aia tenismen, după aia fotbalist. Vreau să fiu fotbalist. Vreau o viață așa un pic mai relaxant, intelectual. Știi să le-am atât de mare bătaie de cap. După aia... Auzi? Auzi? Da. Auzi? Nu. Mulțumesc că mă completezi. Chiar e fain. Băi, eu mereu sunt. Eu intru în joc. Opa.
Da, 5 veți îmi amintesc, dar mai am 4 undeva acasă scrise. Puse acolo deoparte. Dar tu ce ai vrea? Adică ce, ce meserie ți-ar plăcea cel mai mult? Băi, nu ți-ar plăcea. Să mori tu! Deci actor, practic. Băi, aparte, e aparte față de tot ce am făcut, dar e foarte interesant. Asta înseamnă aici din zona de confort. Pufarine. Da, mă simt foarte dubios din când în când. Nu mă, e chiar ceva special, pe bune. Adică n-are... Hopa! Ești unic în comedie. Ai putea să mă imiți? Da. Zău. Da. Hai să vedem. Dar nu, nu acum. A. Nu acum, dar cred că aș putea. Adică dacă nici tu nu ai particularități atunci. Dar ești, mai e cineva care face comedie în situația ta? În România? În lume. Turet? În lume, da. Mai este unul care face stand-up și îl cheamă Simon, nu mai știu cum. A, dar practic, deci sunteți Samuel, doi. Samuel, nu mai știu cum. O canal sau ceva genul. Care are Turet, știi, și și arată pula în public. Deci are Turet, nu? Și face tot așa, autoironie pe chestia asta, știi? Asta e cel mai tare. Și când ai făcut la umor asta, pe mine asta m-a prins foarte tare. Și ți-am și zis, parcă după aia, că, da, că mi-a plăcut. Chiar am apreciat că mi-ai scris, să știi, era ce, eu nu-ți spus. Mi-a plăcut tare mult. Asta e o mare problemă între... Uite, mulți comedianți mi se pare că nu au la început autoironia. Și mulți oameni nu au. Păi eu mi-am bătut joc de viața mea. E o calitate. Mai tot timpul. E o calitate. Mulțumim, Monica Rus, pentru sprijin. Ce sfătuiți urmăritorul să aleagă? Facultate 4 ani sau muncă și bani investiți într-o afacere? Wow. Că aici poți să distrugi vieți. E genul de întrebare care poate distruge vieți și să-i zică un copil părintelui peste 15 ani. Păi de-aia nu-ți rusul mi-a zis să fac asta. Eu nu mai sunt adeptul facultății în anumite situații. De ceva. Poate pentru că n-am. Poate pentru că n-am terminat-o. Nici eu n-am terminat. Dar nu sunt adeptul facultății în domenii din astea care, în care nu e vital. Cred că poți să înveți foarte mult și singur. În schimb, adevărat. Inginerie, medicină, băi, trebuie să o faci. Adică asta n-ai cum. Nu poți să vină. Am citit-o acasă. Fac eu părerea că am citit. Am văzut House. Te operez eu. Sau să faci un pod. Trebuie facultate, nu poți să te duci să... Uite, vă fac eu podul ăsta peste care trec mașini și tren fără facultate. Dar la meserii din astea umaniste, să zic așa, nu cred că ai neapărat nevoie. Care a fost primul tău job? Agent de asigurări. De viață. De viață? Și de viață. De viață erau. Eram la o bancă și eram singurul care vorbea română din banca aia. În Odorheiu Secuiesc era. Ah, ok. Făceam naveta aici. Acolo... Și eram un erou, frate, doar că vorbeam română, mai venea câte un client român. Wow, de unde te-au adus? Și le făceam asigurări, dar mi se părea foarte amuzant că nu puteai să mori oricum când făceam asigurări. Adică aveai acolo niște chestii, cum trebuie să mori ca să-ți iei banii. Zău. Da, erou. Deci dacă... și condiții la moarte. Da, dacă asiguratul cade de pe un pod, acesta trebuie să fie făcut din adamantium, cu o înălțime de 4,6 metri. Pe bune, aveau niște clauze. Opa, limitat. Și dacă mureai într-un fel greșit, nu-ți dai bani. Îți seama cum le ziceai oamenilor asta. Că scria mic acolo jos. Da. Adică dacă mori strangulat cu o draperie... Nu iei bani. Deci e ultima pagină din contract. Da. Să zicem așa. Și mai făceam din alea pentru copii, rente. Știi, strângeau oamenii bani pentru copii până la se apuca de facultate sau nu se apuca, așa cum zicea cineva în comentarii. Și da, își țineau copiii în școală. Poți să îl întrebi dacă a mers la Fitz sau dacă are de gând să meargă? La Fritz? Fitz. Fute-o. Fitz. Fui-te să... Dar nu știu ce e. Nici eu nu știu ce e Fitz. Cristina, ce e Fitz? Dacă ne poți oferi niște detalii suplimentare. Nu știu ce înseamnă Fitz. Să nu însemne ceva nasol. Aș zice da. Dar să nu însemne, nu știu, ceva de swinger. Swinger. Mă duc la... Fitz este o organizație în care noi luăm țapi și... Nu fie ceva de genul ăsta.
Ai, uite, când întreabă aici cineva, are Ionuț să regrete sau ar schimba ceva la alegeri pe care le-a făcut până acum? Ah! Din păcate am, dar vreau să scap de ele, adică... Păi, ești nebun. Da, sunt ceva regrete, dar tocmai la asta lucrez, să nu mai am și să fiu asumat în totalitate. În anumite privințe. Dar nu sunt niște regrete din astea, doar legate de viața personală. Așa, dacă, ai avea ce, dacă ai putea să dai timp înapoi, ai schimbat ceva din trecutul tău? Da, aș fi mai obraznic în copilărie. Ai fi mai obraznic în copilărie? Da, mi se pare că puteam să fiu un pic, să-mi permit mai mult. Adică, cred că și la ore aș fi un pic năzdrăvan. Ce aș mai... Mi-aș trăi tinerețea mai intens, că mi se pare că n-am trăit-o cum trebuie. Aș fi mai îndrăzneț. Mai îndrăzneț? Da, mai îndrăzneț, mai cu tupeu. În tot ceea ce... Eu nu cred că... Și aș citi. Uite, asta e un regret foarte mare de-al meu, că n-am citit în tinerețe. În tinerețe, că nu acum nu-s bătrân. Dar în liceu, de multe ori aveam... Nu ești bătrân deloc, ai 29 de ani. Da, nu. Atât nu am și eu. Mulțumesc înainte. Mulțumesc la fel. Nu, da, uite, de exemplu, când în liceu, când stăteam degeaba pur și simplu acasă, stăteam degeaba, mă uitam la pereți sau la televizor, la tâmpenii. Puteam să iau o carte. Și taică mi-a zis mereu, băi, mai iau o carte, mai citește, că pentru tine o faci. Nu-mi venea. Și acum îmi place foarte mult să lepră! Citesc. Da, uite, sau ia lepră. Vindecă, găsește leacul pentru lepră. Nu, că și eu făceam chestiile astea, adică în copilărie a trecut așa. Da, da, efectiv, nu mai... Dar nu ți-e dor să fii copil? Ba da, foarte mult. Și cumva prin sketch-urile pe care le faci nu te mai consideri când însuși mai ai timp să te distrezi? Ba da, și în sketch-uri și de multe ori la radio mă simt copil. Pentru că la radio eu am cea mai multă libertate dintre colegii mei. Și eu chiar sunt perceput așa, drept copil. Sunt și cel mai mic de acolo. Și atunci mi se permit niște lucruri. Mă întorc în copilărie prin toate astea. Am o grămadă de imagini pe care atunci când le văd îmi trezesc amintiri din copilărie. Și sunete și... Uite, azi am fost la un meniu zilei să mănânc, s-a deschis un meniu zilei acolo lângă mine și exact atmosfera aia de când eram eu mic și mergeam cu taică-miu pe drumuri și ne opream la un han de ăla, la un popas, da, să mâncăm. Cum dracu se cheamă, mă, popasul ăla? Era undeva în ceva cu S. Da, unde, la noi, în zonă? Da. Spre Harghita. Stai de Harghita sau nu știu, pe undeva prin... Arată-mi pula! Pe undeva prin Odorhei sau pe zona aia, ceva cu S. Nu le mai țin minte. Nici nu frecventam pe zona aia. Mergeam mai mult spre Șumuleu. Toplița. Nu e Ciumuleu. Nu, Ciumuleu e cu adunarea, cu pelerinaj. Da, cu... Vine popa. Da. Adunarea aia. Cum dacă se zice? Rusali. Rusali, da. Dar și acolo e... Ai fost? N-am fost, dar... Niciodată n-ai fost la Rusali? Nu, doar am trecut prin zonă când erau 200.000 de oameni. Deci sunt foarte mulți. Sunt Antoldu Rusali. E festival mare acolo. Ce mai zice, oie? Asta e ornitorinc, nu? Nu este ornitorinc, Ionuț. Nu știu ce. Uite, FITS înseamnă Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu. N-am reușit nici acolo. Dar nu reușesc, din păcate, îmi pare foarte rău că nici în București nu reușesc să mă duc la teatru cum aș vrea. Adică, aoleu, nu sunt niciun mare consumator, din nefericire, de teatru. La film mă duc des. Da. Dar aș vrea să-mi găsesc niște timp și eu la un film, sincer, să știi. Băi, a intrat Dune, uite-te la Dune dacă vrei să mergi la un film mișto acum. Nu pot să mă duc la un film. Nu, cred că este și pe online. Pe Netflix, da. Sau altundeva, dar nu pot să mă duc în cinematograf. Da, mi-închipui, dar eu n-aș avea o problemă, am primit o invitație de la Ilona Brezoianu să mă duc să fac parte dintr-un spectacol de-a ei cu Bendeac, știi, și am zis că e sigură și că nu, dar haide. Și am zis că vezi că e posibil să stric tot show-ul. Face că... Bine, pentru că o să te țin închis undeva jumatea show-ului și după aia vii tu pe la sfârșit când poți să ne faci ce vrei tu, știi? Dar e tare să fie o piesă din asta cu cineva cu turet pe bune. Opa! Chiar cred că nimeni nu poate juca. Da. Nu știu, dar ar fi întrerupt în continuu.
Adică cred că aș fi cel mai mare heckler din toată... Nu contează să fii un personaj secundar, nu neapărat principal, și să ai intrări pe parcurs. A, la asta te referi, să fac parte din... Din distribuție. A, ok. Bă, e greu pentru că tu trebuie să-i puf arine, trebuie să improvizezi pe moment, știi? Apă de izvor. Păi, opa, într-adevăr. Mă rog, merg pe scheletul respectiv, numai că eu când citesc, uite, am fost recent la, iarăși, la o emisiune, le-am filmat ceva și am subt-o rău, ferească sfântul, nu? Și eu nu pot să rețin un text. Așa. Pentru că în momentul în care îmi vine un tic, uit. A, ți se șterge. Exact. Așa, practic, la umor a fost mai mult improvizat ce ai făcut. Hop, a, hop, a. La început, da, primul număr, da. După aia, în finală, am încercat să rețin și m-am blocat de câteva ori. Trebuia să scot telefon să citesc. Da, îmi dau seama că e foarte complicat. Și acum le-am zis. Adică și ultima oară, după aia, a treia oară când am fost la Emor, am citit de pe pupitru, de mi-au sărit hârtile de pe din mână. Și acum le-am zis că la fel. Dacă vin, îmi dați pupitru și foicica ca să fie... Bine, repet textul, evident. Apă. Dar da, dar acolo să nu te poticnești, practic. Exact, să nu mă blochez. Fluent. Și asta e dificil la mine. Tu ai dificultate în a reține un scenariu? Da, când încerc acasă să-l rețin, nu prea-mi iese. Adică pot să-l citesc de nu știu câte zeci de ori. În schimb, pe platou, din repetiție, mai nu, dar dacă insiști, face și asta. Eu am crezut că el o să continue de fapt ce vorbea și dar de fapt el m-a completat pe mine. Pe asta e, vezi, improvizația, îi dăm acolo. Dar în schimb îl învăț repede pe platou. Și nu știu cum s-a legat asta de mine. Dar ce că multora li se întâmplă atunci când filmezi foarte mult, încep să reții. Și dacă, de exemplu, care a fost cea mai dificilă scenă pe care ai făcut-o vreodată? În afară de ultima scenă din Loții. Experiența aia plăcută. Aia cu profesoara de română. Hai să putem. Cea mai dificilă scenă pe care am făcut-o eu vreodată. Uite, paradoxal. Am avut o scenă la Shelly Show. Am avut un text foarte lung la Shelly Show care nu se putea filma pe bucăți. Trebuia să filmez dintr-una? Da. Undeva la 5 minute. Băi, ești nebun. Hopa. Legat de text. Și trebuia cu mișcare scenică, cu tot. Și aia cred că a fost cam cea mai grea. Adică cel mai mult a trebuit să rețin acolo. Și trebuie să rețin în platou. Pentru că eu am crezut până am ajuns în platou că o să fie tăiat. O să fie cat, cat, cat și nu știu ce. Și în platou am început să-l citesc, să-l tot învăț. Și nu o dădeam bine din prima. Adică mă mai poticneam, mi-am scuze că hai din nou. Și cred că acolo a fost momentul cel mai dificil. Uh-huh. Dar nu, că am trecut peste, frate. Dar în general așa la sketch-urile pe care, scuză-mă. Măi, eu înțeleg, ești prea amabil. Eu te înțeleg, scuză-mă. Ești scuză-mă. Foarte amabil. Scuză-mă. Vai, frate, aș vrea să aud asta de la iubitele mele. Ce ai zis? Băi, să am o iubită așa cu... Scuză-mă. Aș lăcrima, frate. Scuză-mă. Am și uitat ideea. Scuză-mă. Ți-am zis, scuză-mă. Mi-aș dori să aud asta. La sketch-urile mele... Scuză-mă. La sketch-urile tale, scuză-mă. Cred că mi-am luat un trigger. Scuză-mă. Nu, stai chill. La sketch-urile pe care... Scuză-mă. Nu mai știu doar la sketch-urile pe care și atât. Păi nu, stai, fum o țigară dacă vrei. Stai chill. La voi se practică asta pe podcast? Da, frate. Învățăm oamenii la rău? Păi nu, fiecare este responsabil este pentru responsabil. Noi recomandăm să nu se apuce. Asta niciodată. Să faceți altundeva. Nu faceți. Nu, este nu, o mare prostie și este... Vorbește din frustrare. De cât timp fumați? De 5 ani. 5-6 ani, cam așa. Nu eram, ți-am zis că eram cu minte. Da, până într-un moment. Avem cumva un foc pe aici? Da. Cristi. Cristi! Dă-ne un foc. Cristi, bă! Hands. Așa. Uite, cum ne-am mai relaxat un pic. Mersi. Iisus. Deci, cât timp îți ia la sketch-urile pe care le faci să scrii un scenariu? Din... Pe ce se axează scenariul respectiv la tine, în cazul tău? Apă de izvor. Și pe mimică sau doar pur și simplu textul și după aia improvizezi mimica pe loc?
Nu, de regulă dau și didascalii în text și zic aici ușor, nu știu cum, iritat, supărat, supărat sunt, Doamne, iară. Voios. Supărat. Supărat. Mult necaz este în jur, multă minciună. M-au trădat, frații și prieteni. Supărat. Asta n-am mai pățit-o de mult. Supărat sunt, Doamne, iară. Supărat. M-au trădat, frații și prietenii. În viața mea nu statică. La locul... Așa. Bun, am trecut și prin partiturile astea. Ușor. Ușor am trecut prin ele, că nu-i grea muzica asta. Supărat. Da, dădeam didascalii la sketch-uri. Și prima idee care apare. Prima idee îmi vine de undeva, de regulă dintr-o situație prin care trec. Ah. Și apoi îl scriu... E viața reală. Nu mi-e atât de mult. Adică mi-e undeva la vreo... hai să zicem 5 ore, dar nu muncă în continuu. Mă mai opresc, mai fac ceva, mai... 5 ore să scrii tot textul? Da. Te inspiri din viața reală, mă gândesc. Da, de cele mai multe ori. Ai momente când pur și simplu ai un blocaj și nu știi ce să mai faci? Rar. Și chiar mă bucur că nu s-a întâmplat asta și sper să nu se întâmple. Ha, zic eu, e foarte nașpa. E, am auzit de la alții. E extraordinar de nașpa. Și știu că Iisus. Știu că unii au luat pauze de un an, de doi ani din astea și nu... Da, dar ideea este că, uite, indiferent de dificultatea pe care are, știu eu, actorul sau respectiv, artistul, de exemplu, în cazul meu, când vreau să fac un sketch, eu nu-mi scriu nimic ca text. Mie vine ideea, scriu doar ideea în sine. A, și tu de acolo improvizezi. De acolo mă duc așa, pe impro, direct. Dar, nu știu, frate, nu pot să scriu text. Sunt mulți oameni care lucrează așa. Da, la început și eu așa făceam. Țin minte că... Dacă mi se dă, e ok. Îmi venea o idee și mergeam pur și simplu cu băieții și bun, hai de aici să vedem ce o să iasă. Exact. Doar că am descoperit că nu suntem la fel de productivi. Adică, cel puțin noi, funcționăm mai bine când e... un scenariu scris, că de multe ori ne încurcam, n-avea sens și atunci am zis că bă, hai să scriem. Ce, dacă de exemplu se ivește la un moment dat să facem ia uite, s-a ars la pula. Nu, ăla e ochi. Ăla e ochi. Dacă se ivește la un moment dat să facem noi doi un sketch, da. Ce ai vedea? Măi, aș merge fix pe asta, adică aș merge exact pe viața ta, că mi se pare cel mai ofertant. Deci un fel de Mr. Bean. Da, deci primul sketch cu tine ar fi practic prezentarea ta. Și te-aș pune într-o situație, adică te-aș pune într-o anumită situație. Cu turet la undeva, dar undeva unde nu te aștepți, știi? Ori uite, de exemplu, să zicem acum ceva ipotetic, opa, la spovedanie te-aș... No. Nu. Nu știu. Nu, că am avut experiență reală la spovedanie. Înțeleg, dar oribil, poate e și ceva fain. Nu, scoți părțile vulgare. Hopa! Și păstrezi din cut doar părțile funny, dar fără vulgaritate. Dumnezeu vs. Satana. Exact, exact. Ar merge și în serialul Dumnezeu vs. Satana. Nu, mi-e foarte greu să... Aoleu! Să mă duc în zonele astea... Care religioase, da, religioase. Pentru că sunt sensibile încă, dar oamenii trebuie să se mai relaxeze și să știi că în ultima vreme chiar s-au relaxat în România. Uite că eu am făcut și o rugăciune cu Tourette la umor, în finală. Mi-era frică, foarte frică de ce o să-mi iasă pe gură. Da, îmi închipui. A ieșit ok, până la urmă, dar după aia mi-am luat cu hate, știi? Băi, hai trebuie să înțelegi că noi nu avem cultura asta încă. Mulțumesc mult, Matei și Ovidiu. La mase, adică la noi multe masele sunt creștine și sunt mulți sunt habotnici. Și eu mi-am luat hate o grămadă la umor cu rugăciune. O grămadă, adică... Cred că vreo 700-800 de comentarii sunt cu asta. Nu s-au dus pe partea de rasism? Nu s-au dus. Dar nu cred că era neapărat rasism. Adică. Când era vorba de, mă refer când era vorba de Ardelean. Nu Ardelean, de ungur. Nu. Din potrivă, uite, ungurii au savurat foarte bine momentul. Asta. Dar și mulți dintre români, adică nu generalizez. Dar oamenii ăștia care... Hopa! Care nu ies din sfera asta a dogmelor. Da. Păi nu o să-i convingi niciodată că și Dumnezeu are umor. Corect.
Sper că Dumnezeu are asta. Uite, bă, și Dumnezeu are umor. Ne arată pula. Da. E umor. Se întâmplă. Vezi, de asta mie mi-e teamă când discută subiecte de genul. Da, dar nu cred că cineva pe tine nu te înțelege. Nu, adică nu, din fericire, în momentul comunitatea în care... pe care o am e ok, știi? E da. Foarte înțelegătoare. Și le mai zic și lor. În momentul în care te judecă cineva pe tine, mi se pare, nu știu, o ipocrizie fără limite. Până la urmă nu poți să-i schimbi pe toate. Gen, pentru replica asta, dacă te-ar judeca vreodată, e un idiot. Cică, de cine te judecă e un idiot. Cică, amin, Doamne. Da. Vezi cineva care a descoperit umorul și din asta. Da, normal. Vrei să zic o glumă foarte dark, așa? Te rog, îmi plac. Nu, nu e neapărat, e un banc, dar care e diferența dintre Iisus răstignit pe cruce și un tablou cu Iisus? Ceva cu cuiu, bă, nu-i. Tabloul stă doar într-un cuiu. Mă gândeam. Stai de astea așa mai închise? Nu am, dar consum. Consum. Mă uit la umor de ăsta negru. Îmi plăcea. Dar erau și... Uite, la un moment dat și în România. Să nu mai zici, dacă poți, da? Să nu zici non-culoarea asta. Da, pe care da. O ai pe tine, că îmi declanșează rasism. Ah, ok. Nu știu okay. Dacă ai auzit aneauri. Da, am înțeles. Sunt gay. Mă mai uitam, uite, și la... Și Jimmy Carr mai avea... Bă, îl ador pe Jimmy Carr, frate. Da. Mamă, ce fain face crowdworking și tot și... E genial, adică e la un alt nivel. Aruncă niște chestii publicului. Da, bă, efectiv, e genial. Îți rupe filmul. Și era o fază, au făcut o glumă despre Tourette și era gen... people with Tourette's, what makes them tick? Atât, știi, și am început ăștia să râdă. O știu, da. Bă, genial. Bun. Și ca vorbim de comedianți, am fost și la Louis C.K. aici când am fost în România. Băi, excepțional. E excepțional. Și ce deschidere au ei, cum abordează subiectele cu îndrăzneala aia. Ceea ce noi nu avem curaj pentru că încă nu-i pregătit. Încă unii oameni nu sunt pregătiți să ingereze glumele alea. Eu cred că nu sunt... Probabil sunt pregătiți, dar poate le e rușine să recunoască. Le e și rușine să recunoască și mereu noi avem impresia aia, mă bate Dumnezeu. Exact. Eu dacă râd la ceva, dar și eu de mic o pule! Wow! Când râdeam la ceva legat de asta, cumva educația mă făcea și ce mi-a fost implementat, băi, mă va bate Dumnezeu că am râs la asta. Da. Întotdeauna mă gândeam. Și aveam impresia că o să am un necaz pe parcurs. Știi? O să merg prost mâine. Ți imaginai deja că mama am râs la asta, ce puteți eu. Vai, am râs la asta, păi gata. Deci de mâine Dumnezeu își va abate mânia asupra mea pentru că am râs la asta. Și acum că faci episodul cu Dumnezeu versus Satana, nu te gândești că poate... Mamă, dar câte comentarii am primit. Vorbim noi în 3 ani. Așa ziceau atunci. Vorbim. Și zicea cineva, să nu te miri tu peste 2-3 ani când o să faci așa. Ciroză. Hepatita ce? Hepatita, nu știu. Să nu te mir, eu ți-am spus. E incredibil. Mulți sunt fanatici. Da, sunt fanatici. Pe partea. Și e incredibil că de mulți oameni, practic, nu cunosc Noul Testament. Zău? Da. Adică, ei se bazează pe Vechiul Testament când te atacă așa. Când nu iertarea e principiul de bază în Noul Testament, asta e iartă-l. Adică, să zicem că sunt prost. Am glumit pe seama nu știu care. Da. Dar tu spune-mi, te va judeca Dumnezeu și eu nu te condamn, nu te judec eu, dimpotrivă. Meriți să mori, Dumnezeu își va abate și sunt cu Dumnezeu își va abate furia asupra ta. Când Dumnezeu nu face asta, Dumnezeu e iertător. Exact, iubește. O Dumnezeu să nu plătești pentru ce ai făcut, dar nu își abate furia și vine cu căruțe de foc peste tine să-ți și cu biciuri să te anihileze. Cum ar fi? Mie mi-ar fi frică, să știi. Băi, și mie. Eu mai am temele astea. Am făcut și o piesă. Toboșar. Îmi place pula. Îmi place. Dar cum e așa viața de zi cu zi pentru tine? Că mereu am fost curios. După ce... E ok? Adică... E ok, da, lucrat, dar e ok. Păreai doctor. Viața pentru mine e cu sus-jos. Poate să fie o dată bine, poate să fie o dată rău. Depinde foarte mult de ce fac în ziua respectivă. Poți să fiu o lepră sau poți să fiu super activ și să hai să facem treabă.
Dar sunt momente când pur și simplu stau, știi? Și diger ziua anterioară, să zicem, când ar trebui să o las. Și în urmă, da. Exact, și mă ocup de ziua respectivă. Eu nu, eu stau și diger, mă, ce am făcut ieri? Ok, am făcut bine. Oare nu trebuie să fac așa? Dar ce avem mâine de făcut? Știi, și tot așa se duce pe direcția asta, dar dacă te referi la... Hai să batem palma. Dacă te referi la strict la pe partea cum mă descurc cu ture și așa, e destul de ok. Azi, de exemplu, am fost în military mall. M-am tuns. Din fericire mă cunoșteau mult și atunci s-a descurcat. Da, i-am mai zis eu arată în pula și așa mai departe. De asta e normal și eu mai zic. Ordinea zilei. Și eu zic frizerului uneori că și... place. Când mă să zici arată și tu pula. Dacă tu mă tu aici. Eu n-am încredere în frizerii cu Da, e mișto cum te-ai adaptat. Și încă mă adaptez. Încă te adaptezi, dar ai reușit să scoți sunt gunoi partea, din potrivă. Ai reușit să faci ceva artistic din ea, din afecțiunea asta. A fost tot așa, a fost la o întâmplare, știi? Da, da. A început simplu. Cred că mulți se cufundă în... Mulți se scufundă. Se scufundă în problema asta din cauza faptului că... Am înțeles. E, până la urmă sunt nesănătoase. Din cauza că nu sunt acceptați, știi? Acum probabil e mai diferit, pentru că mulți deja știu despre sindromul Tourette și în caz că vede pe unul care strigă pula pe stradă, poate e diferit. Bine, nu toți trebuie să aibă obligatoriu pula în gură. Da, bine, nu dar tu ai contribuit la... nu știu, la ceapă. Conștientizarea Opa. Oamenilor. Da, cumva am încercat. Am încercat cât pot, știi? Până la urmă fac cât pot. Păi ești prima persoană care a apărut în public și care a devenit persoană publică cu sindromul ăsta. Da. Și atunci cred că le-ai dat și curaj multor oameni cu problema asta. Chiar sper. Să încerce, să îndrăznească, să fac lucruri la fel ca noi, că până la urmă suntem diferiți. Exact. Asta e și chestia, adică nu-i ceva... Ce faci tu poți fac și eu, știi, până la urmă. Și dacă și te duci și în cuțit și începi să gătești, poți fac și eu asta, dar eu e posibil ca să iau cuțitul ăsta te mai împung de câteva ori. Ei, astea sunt normale, dar nu doar normale. La voi. Și la noi se întâmplă, te n-ai văzut. Normale. Știrile de la ora 5, aia n-auture. Aia n-auture, da. Corect. Bun. Dragilor, dacă mai aveți întrebări pentru lui... Lui Stan? Nu e lui Stan, e Ionuț Rusu. pentru Ionuț. Căpușelor. Pentru twist. Ce mai zic oamenii? Sunt curios ce mai... Nu ești mulțumit de ce zic. Aia de drag. Da, de ce ține microfonul în gură? Păi de unde vrei să-l ține? Îl ține aproape de gură. Andrei, cel mai tare video care l-ai făcut vreodată a fost acela cu Dodo în Brașov. Mulțumesc, Irina. Ia să vedem ce mai zic aici oamenii. Pufarine. Ra. Dar chiar asta cu pufarine, de unde-i... Asta cu pufarine am de foarte mult timp. Și da, într-adevăr, am mâncat foarte multe pufarine. Deci am mâncat pufarine, dar nu cred că are legătură cu... Poate. Dar ți-a rămas, e cea mai des folosită, nu? Că am văzut-o momentan. La mine se schimbă ticurile. De pe una pe alta. Eu înainte nu mai știu ce ziceam. Ziceam hopa limitat, am zis hopa limitat. Ah, da, hopa limitat. Hop, că... hop, hop. Acum zic ceapă și pufarine. Și hai. Tata. Și hai la tata. Mersi de... Hai la tata. De trigger. Hai la tata. Și de pont. Hai la tata. Hai la tata. Ia uite, mă, fac și așa, cică. Sperească sfântul. Deci, uită-te. Hai la tata. Come to daddy. Să-ți arate tata. Vai, Doamne, te lepezi de satană? Eu nu mă lepez de satană. Eu nu-ți te respect pentru ceea ce faci pe YouTube. Mulțumesc foarte mult. Și eu pentru că vă uitați. Hai la tata. Hai că îți dac. Eu nu mă înțeles diferența între tine și o lămâie. Dacă e de hate, e cu atât mai bine. N-am înțeles nimic. Ce planuri ai? Pule. Ce planuri? Pule. Pule. Ce planuri ai pe viitor? Băi, chiar
aveam așa niște planuri bine stabilite, dar m-am uitat la Connector foarte mult. M-am uitat la Connector, frate, și planul meu de când mă uit la Connector, de când fac terapia cu Connector, este să fiu fericit. Bă, da, să știu că Connector s-a schimbat mult. Extrem de mult. Adică nu ziceam, e și cumva și amuzant că îmi iau, nu știu, că fac dezvoltare personală cu Connector, dar, băi, e mișto ce zice. Este. Și chiar făcuse un story zilele trecute de caz. Că s-a lansat moneda Acum Coin. Acum coaie? Acum. Acum coaie? Acum s-a lansat coaie. Și că ar trebui să ne concentrăm foarte mult pe momentul actual și să trăim, să trăim în prezent, să ne bucurăm de tot ce ne înconjoară. Ar trebui să trăim în prezent. Om. Pute? Pe care îl avem de lângă. Chiar dacă pute omul respectiv. Un om care pute poate fi un om de treabă. Eu am descoperit la oamenii care pute din jurul meu că țin la mine. Țin și la mine. Țin la toate. Da, frate, asta. Și în principiu să reușesc să-mi fac treaba cât mai bine și să se bucure oamenii. Chiar îmi dă o satisfacție enormă momentul în care oamenii râd și oamenii vin după o zi grea. Da, exact. Da. Și asta mă bucură când aud asta, mă bucur. Dregul din partea unei femei se întâmplă, da. Până la urmă suntem deschiși. Da, mă bucură, ziceam că în momentul în care oamenii vin după o zi grea, au un necaz foarte mare și îmi spun, băi, mersi foarte mult, ai reușit să mă scoți din starea aia, știu, e chiar o satisfacție, este satisfacție foarte mare și banii sunt frumos. Nu, până la urmă, oamenii care zic că, bă, eu nu am treabă cu banii, nu cred că sunt tot 100% sinceri. Nu. Ne bucurăm, bineînțeles, și de astea, de câștigurile financiare, dar e mult mai, nu știu, îți dă o bucurie mult mai intensă. Reacția oamenilor. Un mesaj de genul ăsta sau când te oprește cineva și îți spune, băi, îți mulțumesc că ai reușit să mă faci să trec peste ceva. De acord. Am intrat și în lacrimă. Care crezi că este cea mai mare valoare a ta? Bășina. Pe lângă bășina mea extraordinară de valoroasă, care s-au licitat mulți bani pe mașina mea. Cred că îmi place să cred că dreptatea. Că nu prea suport să văd incorectitudine. Adică îmi place că oamenii să fie tratați corect în jurul meu, să nu fie dezavantajați. Să nu-și bată. Mă enervează foarte tare când văd pe cineva batjocorit. Că am fost și eu în situația aia și e complicat, mai ales când n-ai nicio putere. Da. Ca să îndrepti asta. Și atunci dacă noi încercăm să, nu știu, să promovăm lucrul ăsta, cred că s-ar face loc mult mai ușor în subconștientul oamenilor pe tot. Adevărat. Că tot vorbim de subconștient. Da, despre subconștient. Hopa. Bun. Așa spre final, Ionuț, dacă ar fi și dacă aveau putință să schimb ceva în lumea asta, mi-a arătat pula. Să știi că e o întrebare foarte bună. Nu. Adică, băi, nu, hai să luăm ipotetic. Dacă ar sta în puterea ta, asta e o întrebare și pentru public. Păi dacă tu ai eradicat foametea în lume, ai rezolvat toate războaiele, s-ar opri. Dar ar trebui să-ți arăți în public la toată populația organele genitale. Ai face-o? Nu. E o întrebare existențială. Practic te sacrifici tu pentru binele omenirii. Nu aș face. E o întrebare cu care, dragii noștri, veți rămâne în această noapte când veți dormi. Aș face asta sau nu? Dacă așa. Ai schimba dacă ai avea oportunitatea să schimbi ceva în viața asta, în lumea asta. Fără pule. Fără pule, da. Pe lângă fac pule schimba. Păi, nu știu, cred că... Eu dacă aș fi lider, n-aș schimba. Aș dori să schimb ceva, dar n-am competența să o fac. Cred că aș schimba, aș pune oameni competenți în locurile
în locurile astea de conducere. Cred că asta aș face. Aș pune oamenii cu adevărat competenți. Care sunt unde sunt dați la o parte. Ei există. Sunt niște oameni super calificați pentru treaba asta. Și nu sunt puși în valoare. Adică în față sunt doar niște... Nu doar la noi. Mi se pare că peste tot. Adică opa! În întreaga lume. Mă gândesc în treaba lume. Asta aș schimba. Schimba oamenii incompetenți cu oameni competenți peste tot. Și ar merge totul mai bine. Dacă aș candida pentru prezidenție, mai vota? Prezidențial, pardon. Pentru ce partid ai candida? Mi-aș face eu singur partidul meu. Dacă la UDMR candida. Asta scrie CUR. CUR, da. Mă, dacă ne-ai arăta. Hopa! Băi, sincer, după toate experiențele trăite în ultimii 30 de ani, bă, cred că te-aș vota. Serios. Adică cred că ai face mult mai mult bine. Singura opțiune. Cred că ai face mult mai mult bine. Și plus că ai fi sincer. Adică n-ai putea să... Nu cred că ai putea să ascunzi, știi? Exact. N-ai putea să ascunzi asta. Căpușelor. N-aș putea să ascund. Da, te-aș vota. Uite, de la mine ai avea un vot. Și plus că după aia te-aș imita. La mine, dacă ești președinte, te imit. Care este cel mai bun personaj pe care poți să-l imiți în momentul actual? Cel mai bun personaj pe care poți să-l imiți. Să-ți mă gândesc și la ăia necunoscuți. Că eu mai am personaje necunoscute care îmi plac, dar... dar n-am șansa să-i fac. Nu, dar pe care poți să-l imiți. Păi da, pe care poți să-l imiți. Care crezi că îți iese cel mai bine? Mă, cel mai mult și mai mult îmi place în momentul ăsta Arafat. El îmi place. Nu știu, mi-a intrat în reflex, așa. Mai am așa momente când vorbesc Arafat prin casă. Serios? Da, da. Și îmi place să mă distrez cu mine, îmi pun filtrul ăla de pe Snapchat, în care sunt chel. A, da. Și vorbesc eu cu mine. Ca Arafat. Efectiv, n-am... Da, el ar fi. Și în rest... Pe Becali știi să-l imiți? Băi, știu, dar au făcut-o prea mult de-a lungul timpului. Vadim? Adică a ajuns... Da, da. Îmi place și Vadim. Chiar îmi place și el. Îmi place și Șoșoacă. Da, da. Marian! Adu-mi piște, mă! Fiți arbaia, dracu, să-ți fie. Hai, mă, Cristi, că ți-am dat ție așa să... el îl imită foarte bine de Vadim. Îi imiți bine? Păi nici ar... Ți-ar eu frumos. Păi fă-l acolo, din nou. Da, da. Păi, sunteți pe podcast acum. Nu pot vorbi cu toți pitiții. Cu toți șomul doci ăștia. Vrei pahar? Da-o! Nu vrei tu! Da-o muie, nu vrei tu? Două sau trei? Ha? Vrei să o suc? Da, frate. Ai trecut așa? Ai intrat între cealaltă extremă. Ți o suc de te las fără coloană. Există replica asta? Sau, deci dacă ea, vezi, trebuie să o patentezi pentru toate, pentru tot Amsterdam. Deci eu aș pune asta în vitrine în Amsterdam, la fetele alea. S-o suc de te las fără coloană. Băi, foarte bună, serios, ca marketing pentru zona asta. Papa. Bun. Dacă mai ai ceva de adăugat, Ionuț? Băi, stai, să arunc picheta și adaug după aia. Wow! Mersi, chiar mersi pentru invitație și mă bucur foarte tare că te-am cunoscut. La fel. Și e o experiență aparte. E o experiență aparte. Și culmea, cu toate că pare dificil, știi? Pare dificil. La început. Dar e... Nici nu știu cum să descriu. M-am bucurat, homalău. M-am bucurat în tot timpul ăsta. Și să descoper că, practic, poți avea o discuție chiar mai profundă cu cineva care, bănuiesc că ai fost și marginalizat uneori. Am fost. Poți avea o discuție chiar mai profundă cu cineva ca tine decât cu mulți oameni care n-au nimic. Adică, oameni care... Na, sunt... Da. Mulțumesc mult. Chiar pe bune, pe bune. Chiar apreciez, mulțumesc. Eu mă bucur că ai venit... Și cred că cumva în interiorul vostru zace mult mai multă profunzime decât în mulți alți oameni. Probabil avem noi așa o frică de a ne deschide prea mult, știi? Da, da.
Și aveți multe lucruri nespuse, multe... Sunt foarte multe lucruri nespuse. Anxietăți, din păcate, fiindcă societatea cu siguranță... Contribuie? Da, contribuie la asta și probabil o fi blamat asta. Dar chiar ăsta ar fi îndemnul, adică să integrați. Să integrați oamenii ăștia și o să descoperiți surprize. Pe lângă faptul că sunt amuzat. E și amuzat. Adică... Nu știu dacă și ceilalți au umorul tău, dacă o duc în zona asta, e foarte funny. Și nu știu cum ai transformat-o și cum ai adus-o pe scena comediei. Mulțumesc, chiar apreciez mult, să știi. Să rămâi la fel, Ionuț, că ești un om super mișto, în afară de faptul că se mi-e unul dintre cei mai buni prieteni ai mei. Încerc. No. Nu sunt un om minunat, cred că am și eu de ale. Te consideri o persoană răutăcioasă? Uneori? Uneori, da. Uneori, da. Mai am puse. Puse. Dar nu că vreau rău oamenilor, dar câteodată am din alea așa de bătrân molocănos. Ah, am înțeles. Oh, fuck, iar mă sună ăsta. Mă mai sună un prieten și dorm sau ce. Dar rest, nu vreau rău. Nimănui, cred. Nici al Osama Bin Laden nu-l voiam, dar s-a întâmplat să îl omori americani. Dar eu nu voiam să... Bine, Ionuț. Apreciez mult, n-ai mâncat nicio... Păi nu că mănânc după, dar am zis, eu am aparat dentar și efectiv se transformă. Da. Acum l-ai reglat, nu că era dereglat, era dus. Apă. Am tendința să fac asta la oameni. Nu, mă, stai liniștit. Încerc să mă abțin cât pot de mult, dar uite, ia cum am vine să-l mamelesc. Băi, e de bun augur, e de, să știi că aduce noroc. Îi dai așa la țâță unui bărbat. Să fie primit. Niște mameleală. Final. Bine, Ionuț. Mersi mult de tot că mersi mult ai venit și că ai făcut parte din problema Marsada, pentru că, până la urmă, toți avem ceva probleme. Să știi. Și mult mai mari. Și vă mulțumesc și vouă, oameni dragi, că ați fost atâta timp cu noi. Sper că v-a plăcut și acest episod și salut și oamenii care se vor uita în apă de izvor, în reluare. Iar până data viitoare, nu uitați să zâmbiți, pentru că asta este cel mai important, și nu lăsați părerea negativă a unora să devină realitatea voastră. El a fost Ionuț, pe el puteți găsi Ionuț Rusu peste tot, același nume peste tot, deci e imposibil să-l găsiți. Mircea, bravo, Ionuț Rusu. Pistă la UCA. Poate da, la UCA. Nu știu cine e UCA. Așa. Și rămâne să ne auzim pe podcastul următor. Vă pup, aveți grijă de voi și ne auzim pe data viitoare. Ciao, ciao. Ciao. Hai sus. Hai sus.